faci, așa ți se va face. Găsim o lege în Sfânta Carte, nescrisă printre cele 10, dar toți de ea vom avea parte. Cum faci, așa ți se va face. Când răul silnic lângă tine cu amăgeli și nu-ți dă pace, treci peste el și fă un bine. Cum faci, așa ți se va face. Să întinzi la cel ce întinde o mână, nu o da cu piatră. Ea se întoarce tocmai când nu te aștept să vină. Cum faci, așa ți se va face. Să nu înjosești vreodată pe alții. Sunt slab. Respecta lor cojoace. Nu stă pe loc roata vieții. Cum faci, așa ți se va face. Când ești pe culmi, adu-ți aminte de un rege falnic din Scriptură, Adoni Bezec, viteaz în lupte, tremura toți de-a lui statură, tot Canaanul cucerise, lărgindu-și granița, regatul, pe 70 de țări învinse, le făcu una cu pământul. Cei 70 de regi călare sunt duși ca robi să-i însemneze. De la mâini și de la picioare, un deget jos să le reteze. N-avea Adon Bezec al nostru nici pic de milă pentru alții. Se comporta precum un monstru, mai ales cu împărații, cărora le furase totul, supușii, țară, tron și pace. Neștiind el atunci proverbul, cum faci, așa ți se va face. Cei 70 de regi de-aldată sunt umiliți până în țărână, strângeau pe sub masa bogată firimituri cu un ciot de mână. Adon Bezec privea tabloul râzând sub regea carapace. El încă ignora decretul. Cum faci, așa ți se va face. Dar într-o zi de sus proscrisă, evreii-s gata ca să lupte. Canaanul-i țara lor promisă, cu Adon Bezec vor să se înfrunte. Evreii sunt puțini la număr, dar steagul lor e Domnul Iahve. Ei pornesc umăr lângă umăr, n-au cai, nici cară, ei au laude. Adon Bezec și-adună oastea mii de soldați, arme de bace, neștiind el că în ziua aceasta, cum a făcut, îi se va face. Gândea folos că-i bun prilejul un împărat să mai distrugă, să își lărgească astrofeul cu 4 degete și o slugă. Văzându-și biruința în față, porni cu avânt Adon Bezecul. Dar vai, e luptă de asta dată nu cu un om, cu Iahve Domnul, cu acel care totul notează ori și ce faptă ne-o întoarce, după dreptatea sa cerească, așa cum faci, ți se va face. Strivit a fost armata-i mare, ca grâul când înteasc se bate. Fugea Adon Bezec prin vale, căutând o gaură să scape. Fugea cuprins de groaza morții, nemai știind de-a lui armată. Acel care îngrozea pe alții, e acum chemat să dea socoată. Și când evreii îl găsiră în bucuria lor vivace, de 4 degete lipsiră. Fiindcă așa cum faci, ți se va face. Privea Adon Bezec pe gânduri la degetele ciot rămase, zicând că în 70 de rânduri și el la alții așa tăiase. O, dragii mei, în codul veșnic există o lege a dreptății.
nu o poate abroga vreun critic, nici regii falnici înțelepții, nici omul cel mai tare în lume, chiar dacă legea îi displace. În ziua scrisă sus anume, cum faci, așa ți se va face. E aproape Domnul să revină. Nu poți în fața-i te preface. De faptele nu ți-s lumină, cum faci, așa ți se va face. Creștine bun, trăiești în viață în dragoste, iubire, pace, fiindcă dreptatea când se arată, exact cum faci, ți se va face. Amen.